Scandalurile privind creșterea prețurilor la benzină și motorină continuă. Chiar dacă scumpirea carburanților s-a lăsat cu proteste din partea unui grup de conducători auto din Republică, iar premierul a cerut transparență la formarea prețurilor, ANRE își menține poziția în situația creată și a majorat din nou tarifele la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi prețuri plafon la benzină și motorină, care sunt mai mari față de cele stabilite pentru ultimele două săptămâni. Potrivit ANRE, prețul benzinei va fi cel mult de 19,49 de lei per litru, iar al motorinei de 17,41 de lei per litru. Astfel, începând din 13 iunie, benzina va fi mai scumpă cu 34 de bani, iar motorina cu 32 de bani. ANRE a explicat că aceste scumpiri sunt cauzate de creșterea cotațiilor medii plaț ale petrolului. În același timp, reprezentanții agenției au precizat că în costul carburanților este inclus, în afară de TVA și accize și alte cheltuieli ce țin de transportare, proceduri vamale sau plata pentru emisiile de poluanți. Șoferii pe care i-am intervievat s-au arătat deranjați de scumpirea carburanților. Au anunțat noi scumpiri pentru ziua de mâine. Iară? Da. Încă nu sunt la curent, dar asta ceva cu alegeri, ceva. Așa legat, mă gândesc. Cum vi se par scumpirile acestea? Sunt mari. Cum poate să-mi pară? Și cum reacționați? La proteste ceva? Păi și încă nu, dar să trebuie să ieșim, protestăm ceva. Vă afectează la buzunar? Nu mac. E cam rău. Cușcum chito. Вы знаете, ничего абсолютно хорошего. Я говорю, я не знаю, сколько они будут набивать карманы деньгами, но это они закупают же топливо поболее, нам, я думаю, не меньше, чем на 100% дешевле, чем то, что они нам впихивают. И это очень несправедливо. Despre scumpirea benzinei și motorinei. Este foarte rău acest lucru, de fapt. Deși am fost recent în Ucraina și cam s-au egalat prețurile, sunt aproximativ care sunt și la noi, deși erau și mai ieftine. Cum vă afectează personal? Păi, mi s-au crescut cheltuielile ce își ține de combustibil. Asta e. Sunteți gata să ieșiți la proteste? Dacă vor continua cu același ritm, cred că da.